Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit în noul an 2017. Să dea Dumnezeu să fie un an rodnic, un an care să ne aducă bucurii, deși semnele de început sunt foarte proaste. Vă spun pe direct că asta e realitatea. N-are niciun rost să ne amăgim, n-are niciun rost să ne autosugestionăm că treaba merge bine când este vizibil că merge prost. Dar înainte de a intra în emisiunea propriu-zis, vreau să adresez colegilor de aici, de la TLM, succes în activitatea de viitor. Ei împlinesc astăzi 10 ani de la înființarea postului. Fiecare a lucrat pe felia lui, a lucrat și pe felia altora, s-au ajutat reciproc și au rezistat vreme de 10 ani. Le urez ca cel puțin de acum înainte, încă 10 ani de zile, să poată rezista, mai ales dacă vor scăpa de vitregiile care se anunță pentru acest an. Și acum să intru în emisiunea propriu zisă. În lume există mai multe forme de guvernământ. Cele mai cunoscute sunt forme de guvernământ constituționale, democratice, burghezomoși și erești, regale, iar în zona noastră am trăit și forme de guvernare socialiste, comuniste, iar trăim forme socialiste, dar se pare că niciun stat din lumea asta n-a inventat o formă de guvernământ așa cum suntem noi pe cale să inventăm. De altfel, filozoful francez Montesquieu, în Despre spiritul legii, la nivelul secolului XIX, a prezentat formele de guvernământ și principiile care stau la baza lor. Iar absolvenții facultăților de drept în anul întâi au un curs intitulat Drept Constituțional, un curs care durează pe tot parcursul anului întâi. La acest curs au învățat formele de guvernământ, inclusiv cele prin care a trecut România din perioada istoriei moderne, de la Alexandru Ioan Cuza și până astăzi. Însă, așa cum vă spuneam, suntem pe cale să brevetăm, să fim unici în lume, să brevetăm o nouă formă de guvernământ, guvernarea corupției. Și am să vă fundamentez această afirmație, pentru că atunci când ne exprimăm o opinie, când facem o afirmație, e corect este și să o argumentăm, chiar dacă argumentele sunt în majoritatea lor neacceptate de către un segment al populației din România, pentru că au motivele lor să nu accepte astfel de argumente. Deci să o luăm cu începutul. Am avut alegerile în decembrie, s-a format Parlamentul și primul pas pentru instalarea acestei forme noi de guvernământ, corupția, a fost făcut prin a prelua conducerea celor două camere din Parlamentul României de către doi penaliști. Avem la Senat pe Tăriceanu, cercetat penal în două dosare, avem la Camera Deputaților un condamnat, deci un infractor. Chiar dacă condamnat cu suspendare, tot infractor este domnul Liviu Dragnea. Acesta a fost primul pas din planul gândit de cei care, de toți corupții care s-au adunat sub cupola PSD-ului. Pasul 2 a fost instalarea guvernului. Pentru că președintele Klaus Iohannis nu s-a lăsat înspăimântat de amenințările cu suspendarea și n-a acceptat sub nicio formă ca premier să fie Liviu Dragnea, băieții au avut un plan de rezervă. Au scos din mânecă un premier marionetă, femeie, și au încercat să o ungă la Cotroceni premier. Aici fac o paranteză, a fost ceva interesant. Toată campania electorală a PSD-ului a fost bazată și pe faptul că, fiind creștini, aluzie la președintele Klaus Iohannis, care e luteran, fiind creștini ortodoxi, noi trebuie să votăm cu cei care ne reprezintă religia ortodoxă și care este acceptată de 80 și ceva, 90% dintre români. Ei bine, cum s-a terminat campania? A încercat Liviu Dragnea să ne pricopsească un premier musulman. Iarăși n-a ținut figura la Klaus Iohannis cu toate amenințările care le-au făcut ei, pentru că omul a știut ce se poate întâmpla cu un astfel de premier
probabil serviciile i-au depus informații exacte despre trecutul acestei musulmane și despre relația ei cu Liviu Dragnea. Și atunci au fost nevoiți cei de la PSD să treacă la planul B. L-au scos pe domnul Grindeanu de la Timișoara. Nu mai avea ce să facă președintele, pentru că domnul Grindeanu este un politician până un alta onest. Numai că dumnealui este atât de aservit partidului, PSD-ului, încât a acceptat un rol de compromis în cariera sa de politician. Pentru că domnul Grindeanu nu va sta premier mult timp. El este premier pus acolo de Liviu Dragnea, până când Liviu Dragnea o să-și rezolve situația din punct de vedere juridic ca să poată fi impus președintele să îl numească premier. Deci s-a făcut după Parlament guvernul. Nu Grindeanu contează ca premier, ci să ne uităm un pic cine sunt miniștrii în ministerele cheie. Și atunci o să înțelegeți mecanismul prin care corupția se instalează la putere în România. Păi, pe cine îl avem la justiție, minister cheie? Pentru că acolo se pot face inițiative legislative, acolo se pot aranja multe lucruri cu antene la Curtea Constituțională, cu antene la Consiliul Superior al Magistraturii, cu antene la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu antene, nu mai spun, la Parchetul General al României. Deci, acolo a fost pus Florin Iordache. Cine este acest domn Florin Iordache, vechi parlamentar PSD? Este cel care, până anul trecut, a încercat în mai multe rânduri să impună în Parlament o lege a grațierii și amnistiei, cu un scop bine împachetat, bine ascuns în sentimente umanitare, ci că sunt prea mulți pușcăriași, stau prea mulți într-o cameră, viața supraveghetorilor este din ce în ce mai grea și că s-ar impune o lege a grațierii și amnistiei ca să mai rare fie numărul de deținuți prin pușcăriile românești. Dar în realitate se urmărea să fie scoși de după gratii Dan Voiculescu, Relu Fenechiu și toți ceilalți pe care DNA au reușit să-i bage. Pe bună dreptate, pentru că nu DNA i-a condamnat, DNA a instrumentat dosarul. Condamnarea a făcut-o judecătorul baza probelor extente în dosar. Și cu asta basta. Și apoi ați putut lua la cunoștință, ulterior condamnării acestora, că majoritatea dintre ei au recunoscut faptele. Bineînțeles că nu le-au recunoscut așa, că i-au prins dintr-o dată o dorință de sinceritate față de poporul român. Le-au mărturisit ca să-și ușureze situația, să fie consemnați acolo după gratie ca un comportament spre îndreptare și ca să poate și mai repede după gratie. Deci această lege a grațierii și amnistiei la care au pus umărul mult mai mulți politicieni, dar Florin Iordache în mod deosebit l-a propulsat ministrul justiției, om de încredere a lui Dragnea. Ca ministru, ce a făcut în primele zile de la instalare? A chemat la ordin procurorul general Lazar Augustin, a chemat la ordin procurorul șef al DNA-ului Laura Codruța Chioveși, cu un scop bine gândit, să le arate cine e șeful. Adică cei doi să ia act ca un șef la Ministerul Justiției și că e bine să-l asculte, pentru că altfel își fac viața grea în fruntea instituțiilor în care se află. Al doilea pas la nivel de minister al lui Florin Iordache este numirea secretarilor de stat. Păi, pe cine a găsit el în toată pleada asta de juriști pe care are România? Oameni capabili, unii profesioniști recunoscuți în domeniu. Pe cine a găsit el să pună secretar de stat? Păi n-a trebuit să caute mult, pentru că erau în evidența partidului. A găsit-o pe judecătoarea Mariana Moț de la Curtea de Apel Craiova. Cine e această judecătoare? Păi este nașa lui Bercea Mondialu, unul din faimoșii interlopi ai zonii de la Craiova. A pus-o secretar de stat cu un scop bine ascuns, dar evident pentru partid. Să pună umărul ca să se poată rezolva din punct de vedere legislativ piedicile care stau în calea lui Dragnea de a ajunge premierul României.
al doilea secretar de stat, pe care l-a racolat Florin Iordache, este Constantin Sima, procuror, președintele Asociației Procurorilor din România, care și el, în această calitate, a susținut din toate puterile sale ca să fie votată legea grațierii și amnistiei. Omul a mirosit calea pe care trebuia să o urmeze în politică ca să poată să se ridice mai sus. Și a mirosit-o bine. S-a dat de partea PSD-ului, a susținut acolo de pe poziția sa de președinte al acestei asociații inițiative legislative ale PSD-ului și atât că PSD-ul l-a răsplătit. Zice, omul nostru, adu-l acolo Florini, pune-l secretar de stat. Și l-a pus. Deci la Ministerul Justiției stăm bine. Hai să vedem la interne, că e un minister cheie. Păi și aici a dus-o pe Carmen Dan de la Teleorman, fostă subalternă a lui Dragnea, colaboratoare fidelă. Păi știți ce înseamnă la Ministerul de Interne un astfel de ministru? Înseamnă că Dragnea va controla tot ce se mișcă în țara asta prin structurile poliției. Și așa până acum poliția în ultima perioadă nici măcar nu mai avea vreo jenă să afișa public de partea PSD-ului. Păi acum când au un ministru care li va cere să fie atent cum se comportă față de oamenii PSD-ului, vă dați seama ce se va întâmpla. Dreptatea au mâncat-o lupii care sunt acolo în Parlament, sub cupola PSD-ului. Deci poliția va avea grijă de liderii PSD-ului în plan local și național. Ce s-a făcut până acum, s-au făcut până acum abuzuri din partea șefilor de instituții, din partea primarilor și toate reclamațiile ajunse pe la justiție s-au blocat prin diferite sertare și fișete. Dar de acum înainte nici n-are rost să ne mai apucăm să scriem, pentru că o să lătrăm la lună. Deci, la Ministerul de Interne e rezolvată problema. Hai să vedem la economie. Păi, la economie l-a pus pe Alexandru Petrescu, nimeni altul decât fostul director general la Poșta Română. Păi ce a făcut acolo acest Petrescu la Poșta Română? A falimentat această companie națională de un interes deosebit pentru un stat. A căpușat tot bugetul companiei cu diferite firme. Om a căpătat experiență în a sifona banii publici spre oamenii loiali partidului. Așa că partidul a recompensat. I-a zis, ei, Poșta Română, ai pus-o pe chituci. Nu mai ai ce jumul e acolo. Hai că te punem noi la Ministerul Economiei. Aici ai o găină grasă. Ai de unde? Și l-au pus. Băi, în primele zile de activitate, ce s-a întâmplat? Și-a dat mâna Ministrul Economiei, acest Alexandru Petrescu, cu cei de la ANAF. Nu cu Doroș, cel care a demisionat ieri din fruntea ANAF-ului, din funcția de președinte, ci cu subalternul care astăzi a fost numit de către Grindeanu președintele ANAF-ului, iar subalternul era omul PSD-ului. Deci acești doi, ministrul de la economie cu cel de la ANAF și-o da mânuța, și ce au făcut pentru început? Păi până acum agenții economici, societățile cu capital privat care nu-și plăteau datoriile la stat la 25-a luni, așa cum spune legea, să pricopseau cu executare silită pe contul de la bancă, fără nicio altă procedură de formalitate a ANAF-ului. Pur și simplu îi trimitea executare silită și încasa banii din cont. Deci, intrau banii la visteria statului, de asta s-a lăudat guvernul Cioloș că, domnule, bani sunt. Să fim noi sănători, să-i putem cheltui. Păi veneau pentru că din ianuarie 2016 s-a introdus această declarație 088, mult hulită de toată lumea din mediul de afaceri, pentru că li străca socotelile, dar hulită și din mediul politic. Și vă spun de ce. Această declarație 088, odată completată, agentul economic trebuia să spună ce afaceri au făcut, ce facturi a emis, care sunt încasate, ale emise, către cine au fost emis. Când s-a pus în funcțiune această declarație, au ieșit la iveală toate firmele fantomă,
prin care se sifonau banii publici. Și ați văzut, au căzut mari manageri de spitale din prin București exact datorită acestei declarații, că au apărut cum furau banii din bugetul spitalului, cum se duceau banii la firme fantomă. Ei bine, acum, cum s-a instalat ministrul la economie și șef la ANAF, primul lucru, au anulat această declarație. Pur și simplu, i-au invitat pe patron din nou la evaziune fiscală. Acum am să văd ce efect o să aibă asupra trezoreriei statului, pentru că nemai fiind controlați de către fisc firmele inițiatorii firmelor fantomă, vor trece din nou la evaziune fiscală în stil mare, cum a fost și până acum. A doua măsură luată de ei a fost exact să anuleze procedura asta de executare silită a agenților economici prin somație. Deci, dacă agentul economic nu își plătește datorii la stat, ANAF-ul nu mai poate să-l strângă în menghenă și să ia bănuță. Îi trimite o hârtioară și îi spune: domnul, te rugăm frumos, vezi că ai de plătit la noi niște bani, poate te gândești să-i virezi. Păi ce va face patronul? Ce-o făcut și până a să introduce restricțiile astea? Să vă duce la sediul PSD-ului, vorbesc la nivel de Botoșan, de exemplu. Domnul patron vă duce la sediul PSD-ului și vă spune: domnule, am niște probleme, uite, mă amenințat de la fisc, care e omul dumneavoastră, hai, cât trebuie să donez aici la partid, că și dumneavoastră aveți cheltuieli. Da? Sunați-l pe șeful să mă mai păsuiască, să mă mai lase. Și din nou se întinde caracatița corupției și din nou se trece la furtul în văzul lumii din banii publici și legea va fi legată la ochi, pentru că acolo la Ministerul Justiției Florin Iordache va veghea ca treburile să meargă bine. Deci v-am prezentat câteva ministere cheie, acolo unde Dragnea și-a pus oameni lui. Vă spuneam, premierul Grindeanu va sta maxim până prin iunie, până la vară, după care va pleca, pentru că până atunci își rezolvă Dragnea situația să poată fi premier. Dar acești miniștri vor rămâne acolo, pentru că Dragnea a gândit bine. Lasă că ăștia sunt oamenii mei de bază. Premierul azi este, mâine nu-i. Haideți să vedem mai departe cum se instalează guvernarea corupției. Păi băieții au gândit foarte bine acest plan de a prelua controlul integral asupra României. Ați văzut avocatul poporului, Victor Ciorbea. Mare om de dreapta cândva, mare țărănist, premier țărănist. Dacă vă mai amintiți dumneavoastră, pe vremea când era Ciorbea premier, s-au înființat două celebre consilii, Co-Co-Co și Co-Co-Po. Consiliu de coordonare și consiliu politic. Și Ciorbea îi chema pe liderii de partide care formau CDR-ul la guvernare și ținea ședință până pe la 12 noaptea. Dar erau discuții seci, pentru că nu aveau finalitate. Noi ne prăbușeam cu economia de la o zi la alta și Ciorbea tot lungea ședințele. Iar luminița la capul tunelului care ne-o promisese în 96 când a fost ales Constantinescu președinte, abia mai pâlpâia săraca. Ei bine, acest Ciorbea a devenit om din baza PSD-ului. Dar puțin știu de ce a trecut Ciorbea în banca PSD-ului. Dacă vă mai amintiți, a apărut prin presa națională cu vreo 2 ani în urmă, când au început să publice listele cu datornici la stat, și Ciorbea are o datorie la stat de câteva sute de mii de euro, vreo 800 de mii de euro, dacă nu mă înșel. Păi banii ăștia trebuie să-i plătească la stat. Și atunci, ca să nu fie executat, ce a făcut? S-a dus la PSD. Bă, băieți, eu de azi înainte sunt de-al vostru. Iar PSD-ul ce-a făcut? L-a pus avocat poporului, în locul lui Valer Dorneanu, tot omul lor. Și a spus: noi te punem acolo, ai grijă. Suntem cu ochii pe tine. Nu execuți ce-ți cerim, îmi pare rău sau ne pare rău, dar va trebui să te schimbăm. Așa că Ciorbea este un fidel slujitor a PSD-ului și în această calitate a contestat la Curtea Constituțională articolul 2 din legea 90 din 2002 privind guvernarea. Acel articol, buclucaș, spune că nu poate fi prim-ministru o persoană condamnată sau urmărit penal. Acel articol i-a blocat
calea lui Dragnea să fie premierul României, să-și împlinească visul. Și acel articol trebuie să dispară din lege. Așa că puțin aveau dreptul să adreseze la Curtea Constituțională. Dar iată că după 14 ani de zile, aproape 15, s-a găsit Victor Ciorbea, avocat poporului. Are în prerogativele sale de funcție o astfel de activitate, de atribut, de competență. Și a contestat la Curtea Constituțională articolul. Acolo, cine va judeca ce-a contestat Ciorbea? Păi Valer Dorneanu e președintele Curții Constituționale. Cu avut grijă PSD-ul, cui, pe mâna cui să dea instituția? Cine e Valer Dorneanu? Păi a fost președintele Camerei Deputaților în guvernarea Năstase, în perioada 2000-2004. Este om de bază al PSD-ului. Acum a ajuns în această funcție cheie pentru Curtea Constituțională, este o instituție cheie în statul de drept. Ieri, adică joi, s-a și exprimat. Deci da, e o problemă cu contestația asta introdusă de avocatul poporului, o problemă foarte complexă. Să pune pe noi o presiune mediatică enormă, o presiune politică enormă, adică ne-a pregătit că el va declara neconstituțional acest articol 2 și făcând lucrul acesta, îi deschide calea lui Dragnea spre funcția de premier. Pentru că se va aplica planul lui Nicolicea, dacă vi-l mai amintiți. Nicolicea, om iarăși de baza PSD-ului, care a spus așa, dacă Iohannis nu ne acceptă premierul pe care îl desemnăm noi, atunci îl suspendăm, îl punem pe Tăricianu președinte interimar, îl avizează premier pe cine îi spunem noi și după aia îl aducem înapoi pe Tăricianu la Camera Senatului și îl repunem pe Klaus Iohannis înapoi pe postul de președinte. Îi dăm jucăria înapoi. Ei, bine, după ce Curtea Constituțională va declara neconstituțional articolul 2 din legea 90/2002, Dragnea având cale liberă spre a fi premier, Grindeanu va demisiona, PSD-ul va desemna pe Dragnea premier, iar Klaus Iohannis va spune că nu-l avizează, pentru că e condamnat, dar nu mai are suport legal. Și atunci are motiv de la PSD, Parlamentul, care e controlat de PSD, să suspende președinte. Adică să aplică planul Nicolicea. Ați văzut cum s-a pregătit fundamentul de dinamitare a statului de drept, care să fie înlocuit cu o guvernare a corupției și a corupților. 18% dintre noi, cei cu drept de vot, au fost în duminica de 11 decembrie la vot și au votat corupții să ne conducă țara. Ceilalți 72% o să suportăm consecințele. Pentru că am stat ori acasă, ori ne-am dus la vot prea puțin. Și am lăsat o minoritate dintr-o majoritate să ne decidă viitorul pentru următorii 4 ani. Sigur, se poate mult discuta pe seama ceea ce se întâmplă în aceste zile în țară, dar am și o serie de evenimente locale și m-am anunțat deja din emisie că nu prea mai am timp. Dar vreau totuși măcar succint să pregătesc pentru următoarea emisiune. V-am spus în această emisiune anul trecut, în mod repetat, că acel concurs pentru desemnarea directorilor de școli nu-i decât o cacealma. Chiar dacă ministrul învățământului Dumitru de atunci avea intenții bune, șefii instituțiilor județene, a inspectoratelor școlare județene, erau oamenii PSD-ului și ăștia au dinamitat între concursul. Ce s-a întâmplat și la Botoșani? Mihaela Huncă și-a făcut datoria de partid și a lăsat director de școală tot oamenii PSD-ului. Ce s-a întâmplat cu ăia care n-au reușit să ocupe funcția? Păi ea desemnat conducerea inspectoratului prin decizia inspectorului general, cât a mai fost Huncă și înlocuitorului doamnei Huncă, care este în momentul de față. Am publicat în jurnalul cazul a trei școli de la trei comuni din județ, cât de mizerabil s-a lucrat, cât de irresponsabil și cu cât curaj au fost încălcate legile statului, numai ca în aceste funcții de director să fie puși oamenii PSD-ului. Și am prezentat cazul de la Todireni,
unde Maria Gostineac, cea care era director anul trecut în septembrie, când un copil de 3 ani de grădiniță avea sâneci în fosa septică a școlii, atunci, la sfatul lumii, el a demisionat, a pus interimar un director, o fată care terminase liceul și a ajuns profesoară la liceul tehnologic Todirens, predea fizica. Fata săracă avea și a 12 clase și devenise coleg cu ea din clasa 11 și a 12 și le preda fizica. Ci fizică preda ea, vai de capul ei. Dar imediat cum s-au liniștit apele și PSD-ul a preluat sau a început să preia puterea în România, de la inspectoratul școlar a repus înapoi pe Maria Gostineac director. Femeia asta a comis multe ilegalități cât a fost director înainte și va comite și de acum înainte. Nu am cum să vi le prezint, că nu mai am timp. Trec la școala de la Drăgușeni. V-am spus că acolo era pregătită nevasta primarului, care s-a prezentat la concurs și cu tot sprijinul dat de către cei de la inspectoratul școlar, cu cei de acolo din școală, numai nu a reușit să o facă să ia examenul. Săraca femeie era străină de tot, ea învățătoare. Și era director de școală, conducea profesor cu facultate, cu doctorat, cu grad 1, grad 2. Ei, neluând examenul, n-a putut până una alta să o pună director. Am scris în jurnalul situația de acolo și de la inspectorat n-au mai avut curajul să-i semneze decizia în continuare, să o numească pe lângă. Dar ce au găsit? Aia din familia Nechita, Daniela Nechita, directoare de școală, și Eugen Nechita, primarul, soț-soție, s-au dus la o cumătra lor, Dorica Chiaburu, tot învățătoare, săracă, nu are nicio treabă cu învățământul. A ajuns acolo, a fost socotitoare la cooperația de consum în Drăgușeni și a ajuns învățătoare cu niște cursuri pe la Spirul Harei, pe aici, la casa sindicatului prin Botoșani. Ei bine, fiind cumătră cu familia Nichita, ăștia în zilele Crăciun s-au dus la el și au spus: băi, Dorica, tu trebuie să fii director numai acolo în hârtie, că restul e treaba noastră, conducem noi. Fata s-a speriat, femeia s-a speriat, a început să plângă: nu vreau să fiu director, că n-am să fac față. Ei, de unde? I-a venit decizia de la Botoșan că este director. Când s-a văzut cu decizia, a făcut o criză de nervi, s-a dus la primărie, la primar, și a scris demisia. Ce credeți, că primarul a trimis demisia la inspectorat școlar? Nu. Pus-o la el, în sertar, acolo. Așa că Dorica Chiaburu este director fără voia ei. Până la urmă o să trebuiască să se rezolve într-un fel problema. Și ajungem și la Sulița, dar nu mai pot să vă prezint situația de acolo, tot una politică, tot cu implicații limia el Huncă, pentru că mi s-a terminat emisiunea. Eu vă spun la revedere, ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră.